în învățământul gimnazial și liceal lucrurile sunt puțin diferit. La apariția primului caz se va declanșa o anchetă epidemiologică. Se recomandă, bineînțeles, și testarea și domnul ministru se va referi la acest lucru fără doar și poate. Și vor fi analizate măsurile. Fie se suspendă în urma concluziei DSP încă de la apariția primului caz, fie nu e necesară suspendarea, să iau alte măsuri și se continuă până la apariția celui de-al doilea caz. La apariția celui de-al doilea caz, sigur se suspendă pentru 14 zile activitate. Sunt prezentate de asemenea și regulile care vor trebui să fie respectate pe parcursul celui de-al doilea semestru. Aș vrea să precizez încă o dată. Elevii care au vulnerabilități și care sunt certificate medical, care au avut adeverințe, spre exemplu, în primul semestru, nu sunt obligați să-și reînnoiască acele adeverințe. Adeverințele din primul semestru, care atestă vulnerabilități și împiedică să meargă la școală cu prezență fizică, sunt valabile în continuare. Mai mult decât atât, adeverințe care vor fi obținute acum în semestru 2 vor putea fi transmise și electronic către profesori și diriginți. A doua categorie exceptată sunt elevii care au în familie persoane cu vulnerabilități cronice. Vulnerabilități cronice care conduc la recomandarea de a nu merge la școală cu prezență fizică. Și această categorie va fi luată în considerare cu maximă atenție. A treia categorie, la recomandarea apăsată a Ministrului Sănătății și a Ministrului Educației, pentru toți acei copii care prezintă simptome specifice într-o cât de mică măsură, se recomandă a nu fi trimiși în colectivitate. Deci se recomandă a nu fi trimiși la școală. Nu se vor pune absențe în aceste situații. Trebuie un simplu anunț făcut cadrului didactic, diriginte, profesor. Celelalte două categorii se referă la cadre didactice cu vulnerabilități cronice, al patrulea caz, sau care, la rândul lor, prezintă simptome cel de-al cincelea caz. În aceste situații, orarul va fi adaptat de către managementul fiecărei școli, în așa fel încât programul, dacă situația va impune acest lucru, să fie împărțit în zile de prezență fizică și, din păcate, atunci când cadre didactice sunt indisponibile și nu pot fi înlocuite, vor fi, să sperăm, nu mai mult de o zi cu predare online. În niciun caz nu dorim să ducem copiii la școală pentru ca în acea zi să facă și ore fizice și ore online. Acesta va fi unul din aspectele pe care Ministerul Educației le va monitoriza începând din ziua de luni. De asemenea, insistăm pe respectarea pe scurt a următoarelor reguli. Distanțare fizică, extrem de importantă. Maximum posibil, minim un metru prevede ordinul de ministru. Pentru a nu ajunge în situații absurde, de blocaj, mizăm pe capacitatea organizatorică a fiecărui director de școală, cu sprijinul inspectoratului și al autorităților locale, de a asigura distanțarea maxim posibilă în condițiile date. Aș vrea să vă spun că, scăzând acele categorii de elevi exceptate din perspectiva prezenței fizice, aglomerația din sălile de clasă nu va fi chiar atât de mare cum se prezintă la nivel teoretic. Chiar și așa, vom veghea la respectarea acestor reguli, ne vom asigura că s-a făcut tot posibilul pentru o distanțare maximă. Niciun fel de rabat de la portul măștii. Aerisirea, vedeți bine, aici dacă extindem durata, o să cerem și aici să fie deschise ușile. Aerisirea la intervale regulate este de asemenea un lucru esențial. Am cerut autorităților locale care partajează responsabilitatea transportului școlar împreună cu unitățile de învățământ să se asigure la respectarea strictă a condițiilor de transport școlar. Această situație fiind identificată ca o vulnerabilitate majoră pentru transmiterea virusului. Vor fi făcute controale cu privire la respectarea regulilor pe timpul
transportului școlar. Este vorba de microbuze și autobuze școlare. Sunt multe lucruri de spus, mă opresc aici și așteptăm împreună cu domnul ministru, după ce va prezenta situația din perspectiva Ministerului Sănătății, întrebările dumneavoastră care sunt cu siguranță numeroase. Vreau în încheiere să mulțumesc încă o dată, ca să fie lucrurile clare, pentru colaborarea pe care Ministerul Educației a avut-o în toate aceste zile și nu numai cu Ministerul Sănătății, pentru a avea un ordin de ministru comun care să aibă drept scop unic asigurarea în cele mai bune condiții posibile, chiar dacă sunt atipice, a dreptului la sănătate și a dreptului la educație. Mulțumesc, domnule ministru. E o zi importantă și e o zi importantă pentru că anunțăm redeschiderea școlilor și măsurile, în egală măsură, anunțăm măsurile care sunt necesare pentru începerea în siguranță a școlilor, pentru siguranța copiilor, siguranța învățătorilor, profesorilor, siguranța de asemenea a celor de acasă, a celor din comunitate. Sunt câteva reguli simple pe care domnul ministru deja le-a amintit, câteva reguli simple care vor fi aplicate și grafic într-un ghid al școlilor sigure, un ghid care va fi pregătit de Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației. Sunt reguli simple pentru părinți și o să le enumăr pe scurt. Reguli simple precum, așa cum spunea domnul ministru, evaluarea copilului acasă și păstrarea lui acasă dacă are orice fel de simptome care ar putea să indice o infecție cu COVID-19. Este necesar de asemenea din partea părinților să-și exprime acordul informat cu privire la testare și va exista pe pagina Ministerului Educației și Ministerului Sănătății un formular tip pentru exprimarea acordului pentru testare. Este important pentru că doar testând putem să păstrăm pe toată lumea în siguranță. Vor exista teste antigen, teste rapide la nivelul școlilor. O parte au fost deja distribuite, o parte vor fi distribuite în perioada imediat următoare. Prin direcțiile de sănătate publică, mai departe către fiecare unitate de învățământ. Nu este necesar, și subliniez, nu este necesară o adeverință de la medicul de familie pentru începerea școlii luni. Am primit mai multe mesaje de la medici de familie cărora le sunt solicitate acum adeverințe. Repet, nu sunt necesare adeverințe medicale de la medicul de familie pentru începerea școlii și domnul ministru Câmpeanu a menționat mai devreme că dacă există pentru copiii cu probleme cronice, cu probleme de sănătate, dacă există o adeverință mai veche, atunci e bună și acum. Nu trebuie reînnoită. Pentru părinți, un ultim mesaj. Trecem prin vremuri dificile. Prioritatea noastră a fost să nu aducem copiii și părinții, familiile, într-o situație de risc suplimentar. Dar e o situație dificilă. Copiii trebuie să meargă la școală, dar trebuie să facă asta în condiții de siguranță și condițiile astea de siguranță le obținem numai ca o comunitate, numai prin colaborare. Colaborarea cu unitatea de învățământ și colaborarea cu medicul de familie, respectiv medicul curant, acolo unde există o boală cronică, fie a copilului, fie a cuiva din familie, colaborarea asta este esențială în perioada care urmează. Repet, putem să depășim această perioadă cu costuri minime pentru fiecare dintre noi, pentru sănătate sau pentru educația copilului, doar dacă colaborăm la fiecare nivel. Colaborarea, deci, cu cadrul medical școlar, cu medicul de familie și cu școala sunt esențiale. Pentru școli, pentru directori, este o sarcină în plus care le revine acum, și anume apărarea nu numai a dreptului la educația copiilor, ci și a dreptului la sănătate al copiilor și al familiilor lor. Nu pot să subliniez suficient cât de importantă este pregătirea școlilor și menținerea regulilor pe parcursul cursurilor. De-a lungul întregului semestru e nevoie să se păstreze curățenia, e nevoie ca băile să fie pregătite cum se cuvine pentru copii, e nevoie ca aerisirea
foarte important. Aerisirea să se facă la termene regulate. Este, dacă vreți, cel mai important lucru pe care, acest lucru simplu, este cea mai importantă măsură pe care o poate lua conducerea și stafful școlii pentru siguranța copiilor și a familiilor lor. De asemenea, școlile sunt chemate să aibă un cabinet medical, dacă nu există un cabinet medical, atunci un spațiu izolator, acolo unde copilul care are orice simptome care putea să ducă către o potențială infecție cu COVID-19 să poată fi însoțit și apoi anunțat medicul de familie, anunțat medicul școlar și anunțat conducerea Direcției de Sănătate Publică. Asemenea, cum am spus, pentru părinți, asigurarea comunicării cu toată comunitatea, cu autoritățile publice locale, cu familiile copiilor și chiar cu copiii și, de asemenea, cu autoritățile sanitare, este esențial. Pentru medicii școlari, medicii de medicină de familie, asistenții medicali comunitari și toți cei care vor susține acest efort, este importantă instruirea cu privire la testare. Vor exista teleconferințe și vor exista eforturi din partea direcțiilor de sănătate publică la fiecare nivel și lucrurile astea o să se întâmple progresiv, începând de astăzi. Este de asemenea esențial circuitul de raportare. Știm cu toții diferența dintre numărul de teste care se fac, respectiv numărul de teste care se raportează. Nu putem să navigăm prin această furtună decât dacă avem lumină, decât dacă vedem ce este în față și vedem unde suntem. Pentru asta este necesară testarea, dar în aceeași măsură și raportarea. Fiecare test trebuie să fie raportat în maxim 24 de ore către Direcția de Sănătate Publică. Pentru copii, un mesaj pentru ei, e important că încep școala și sunt convins că sunt cel puțin o mare majoritate dintre ei sunt fericiți pentru lucrul ăsta. Este esențial pentru ei și pentru familiile lor să poarte măștile, să aibă grijă la igiena mâinilor și să păstreze distanța. E important, e foarte important, repet, atât pentru ei, cât și pentru familiile lor. Fiecare dintre ei poate fi un mic erou dacă păstrează regulile. Fiecare dintre ei poate să își păstreze familia și pe cei apropiați în siguranță și chiar pe el însuși și pe prietenii săi dacă țin de aceste reguli. Și dacă, sigur, colaborează și ei la rândul lor cu profesorii, cu învățătorii, cu medicul din școală, cu asistentul din școală și cine le va mai cere acest lucru. Testarea. Testarea se va face, așa cum domnul ministru Câmpeanu menționa mai devreme, se va face pentru cadrele didactice care au simptome, de asemenea pentru copiii care au simptome. După aplicarea protocolului de izolare, testarea se va face în cabinete medicale sau într-un izolator, așa cum menționam. De asemenea, atunci când un copil este testat pozitiv, apoi urmează o anchetă epidemiologică. Și ancheta epidemiologică va fi condusă de Direcția de Sănătate Publică de acolo și pentru asta va fi nevoie de colaborarea cu conducerea unității de învățământ. Asta înseamnă că acei colegi care au interacționat cu copilul diagnosticat cu COVID-19, testat pozitiv, vor trebui să fie testați de asemenea, dacă există un consimțământ al părintelui. Dacă nu există un consimțământ, atunci se va lua legătura cu medicul de familie. E important ca lucrul ăsta să se întâmple la timp și e important pentru acest proces. E important ca datele de contact să fie actualizate. E important ca acest contact, această colaborare să se întâmple de fiecare dată când e nevoie și să se întâmple în mod nemijlocit între medic sau personalul medical din școală și părinți. Astea sunt principalele lucruri pe care le avem de comunicat, dar așteptăm întrebările dumneavoastră. Cine va
va asigura măștile și materialele sanitare în școli? Care este situația măștilor acum? Copiii din mediile sărace, de exemplu, de la, din comune, de la sate, care nu-și permit să schimbă masă, să schimbe măștile odată la 3 ore. Ce vor face? Și profesorii la fel. Cine va asigura măștile și pentru profesori? Stocul de măști la acest moment din școlile din România, vorbesc doar de măștile achiziționate de către Ministerul Educației prin Inspectoratele Școlare Județene, este mai mare de 37 de milioane de măști. La acest moment se adaugă stocurile obținute prin finanțarea achiziției autorităților locale. Sunt exemple și de alte surse de asigurare a măștilor. Ministerul Educației este în curs de a perfecta un contract de donație prin care vor fi distribuite în școli 500.000 de măști doar din donație. Vom anunța zilele următoare acest lucru. Măști conforme. Altă. Dacă aș vrea să fac o precizare importantă. Astăzi sunt 4 acte normative despre care vorbim. Sigur că da, primul este Ordinul Comun al Ministrului Sănătății și Educației. Dar cel de-al doilea ordin este la fel de important. Este ordinul prin care adaptăm tematica pentru examene naționale. Începând de astăzi, toți elevii care vor susține evaluare națională și bacalaureat vor ști exact care este tematica de examen. Începând cu data de 22 februarie, vor fi lansate și testele de antrenament. Al treilea ordin este de asemenea important. Vizează modul de derulare al anului școlar 2021-2022. Este vorba de o abordare conformă cu așteptările elevilor, care înțelegem că vor crea dificultăți multor cadre didactice, dar îmi exprim speranța că se vor implica în așa fel încât să avem o structură logică a anului școlar, bazată pe 2 semestre cu 3 vacanțe de iarnă, primăvară și vară. Pentru grădinițe și învățământul primar, sigur, se adaugă și săptămâna de vacanță din luna octombrie. Dar semestrul întâi se va încheia înainte de sărbătorile de iarnă, va avea o durată de 14 săptămâni, semestrul întâi 14 săptămâni, iar semestrul 2 va avea o durată de 20 de săptămâni, din care o săptămână va fi școala altfel, în semestrul 2 va fi săptămâna destinată școlii altfel, 14 cu 20 și excepțiile de rigoare. 14 cu 18, pentru că anii terminali, știți bine, au 32 de săptămâni în loc de 34 și la filiera tehnologică sunt alte excepții care vor fi făcute publice odată cu apariția, dacă nu astăzi, mâine, în monitor oficial. Al treilea act extrem de important, al patrulea, ultimul, este ordonanța de urgență numărul 6, care vizează programul de recuperare a pierderilor suferite pe perioada predării online și care de asemenea va fi publicat cel mai probabil astăzi în monitor oficial, ordonanța de urgență. Domnul ministru, ați spus că schimbați structura anului școlar din nou. Mai fost schimbat odată așa, acum 2 ani, pe vremea doamnei ministru Ecaterina Andronescu. Erau tot așa 14 săptămâni cu 20. Profesorii au zis că nu se poate așa ceva, adică să-i pune să comprime materia într-un interval așa de scurt. Nu, materia va fi structurată în așa fel... cu această problemă a profesorilor? Materia va fi structurată în așa fel încât să fie perfect adaptată duratei celor 2 semestre. Singura problemă este aceea a evaluării și notării, care va trebui să fie făcută într-o perioadă mai scurtă, de 14 săptămâni. Mizez pe sprijinul tuturor cadrelor didactice și sunt convins că fiecare cadru didactic va găsi soluții în beneficiul elevilor. Domnul ministru, vă ascult. E foarte clar ordinul. Am văzut la punctul 8 că se vorbește despre stadiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic post-liceal, care vor desfășura aceste stadii de practică fizic, indiferent de scenariul epidemiologic. Așadar, vor merge la aceste stagii, chiar dacă vorbim de carantină sau de scenariul roșu? Răspunsul este foarte clar. Această prevedere face parte dintr-un ordin de ministru. Un act legislativ cu valoare superioară este ordonanța de urgență 141 și legea 55, legea stării de alertă. În mod evident,
în momentul depășirii pragului de 6, așa cum avem acum în România numărul de localități pe care l-am anunțat, se intră în carantină și orice activitate, inclusiv cea educațională, se oprește. Dar până în 6 vor merge, nu? Așa cum și copiii din grădinițe și cei din învățământul primar pot merge în scenariul roșu la școală cu prezență fizică, conform hotărârii CNCSU, conform ordinului de ministru comun. Fie indiferent de scenariul și aici era nelămurirea. Da, sunt 3 scenarii. Da. Sub 1 la mie rată de infectare, între 1 și 3 la mie rată de infectare și peste 3 la mie rată de infectare, dar nu mai mare de 6 la mie. În legătură cu acel formular pe care trebuie să-l completeze părinții ca să-și dea consimțământul pentru testare, când se va face completarea? În momentul în care există o situație, în momentul în care apar simptome sau de la începutul semestrului de luni, de exemplu, se împarte în școli? Recomandarea noastră este ca ele să fie, să fie semnate cât mai curând posibil. Deci le vor primi de luni, încolo? Le vor găsi pe site-ul ministerului. Și de momentul în care nu există un medic școlar, sprijinul vine de la DSP. Sprijinul vine de la DSP, respectiv de la medicul de familie și autoritățile publice locale, respectiv conducerea școlilor, este chemată să colaboreze cu medicul de familie din acea localitate. Asta dacă nu există un medic școlar, asistent școlar sau asistent medical comunitar, cu oricare dintre aceste categorii profesionale se poate colabora. O să aduceți medicii școlari de la DSP-uri înapoi în școli? Da, o bună parte dintre medicii care au fost detașați vor merge înapoi în școli, pentru că școlile funcționează din nou. O întrebare pentru domnul ministru al educației. Vreau să vă întreb legat de materia din care elevii vor să țină examenele naționale. Da. Mai concret, se va elimina toată materia din semestrul întâi? Nu, în niciun caz. Veți vedea foarte exact ce s-a reținut pentru tematica de examen. Și o precizare importantă. Această adaptare vizează doar tematica de examen. Se va încerca prin programul de acțiune care s-a predat de când școala a intrat în online. Deci acolo s-a restructurat cel mai puternic tematica de examen. Lunile noiembrie-februarie. Pentru lunile noiembrie-februarie, da, tematica de examen, știți foarte bine, cuprinde până la 4 ani de materie și pentru evaluarea națională și pentru la bacalaureat, în funcție de specificul disciplinei, iar aceste lucruri au beneficiat de o atenție deosebită predării online din semestrul 1 al clasei a 8-a și din semestrul 2 al clasei a 7-a. Domnule ministru, ați spus că îndemnați să aibă cabinete medicale, însă ați făcut o analiză să vedeți câte au și v-ați asigurat că e o situație în regulă din punctul ăsta de vedere? Acolo unde nu există un cabinet medical și sunt astfel de școli, acolo se va identifica de către conducerea școlii un spațiu izolator. Trebuie să fie făcut lucrul ăsta și de altfel este o obligație care nu e nouă, nu e în legătură cu redeschiderea școlilor, ci trebuie să existe un spațiu care să poată să fie folosit ca izolator. Pentru că acel copil care, sau acel adult care este asupra care există o suspiciune că e infectat cu COVID-19, cu SARS-CoV-2, se poate să fie condus acolo și acolo va fi chemat medicul școlar, medicul de familie sau asistentul medical comunitar pentru a-i acorda asistență medicală. Și acum nu se pot face teste rapide? Se pot face teste rapide, dar asta este o decizie pe care o ia școala alături de Direcția de Sănătate Publică de către un personal medical. Dacă nu există personal medical, în școală, atunci se apelează la medicul de familie din acea localitate.